Stare de alertă, zici? Strada Brașov e plină cu mașini. Prelungirea Ghencea e ca întotdeauna plină cu mașini. Bulevardul Ghencea sufocat de trafic. La granița sectoarelor 5 și 6 din București. Gabriela Firea, Gabriel Mutu, Daniel Florea, ați ratat câte un mandat. Mai vreți unul? Și tramvaiele circulă goale. Toată lumea e tentată să urce în mașină. Bine, ăștia-s doi. Cei din față-s trei. Dar ăsta circulă singur, cu masca la oglindă, retrovizoare. Și celălalt e singur. Și al treilea e singur. Și aici omul e singur. Numai vietnamezii circulă în transport organizat. Madama e singură, vine de la Iași. Trebuie să schimbăm mentalitatea. Cu metode impuse de sus. Că oamenii dacă îi lași singuri, uite ce fac. Dacă lași oamenii din capul lor, ca în junglă, uite așa se întâmplă. Drum nou între strada Brașov și sectorul 6. Ce fi acolo? Șoseaua Alexandriei ceva. Deocamdată merge prin câmp, dar repede o să prindă viață zona, dacă va fi transport. Pe trei benzi într-o direcție. Sper că măcar o bandă. Hai să cerem o bandă pentru transport public și pentru bicicliști, măcar aici, pe drumul ăsta nou. Ha, dar unde? Se termină așa brusc? A, stai că o să fie rondă aici, băi frate. Sens girator. La magazin, da? Dedeman, după cum se vede. După cromatică. Rond și aici parcare, mă, pentru stadion. Oleg, aici cred că o să fie o parcare mare pentru stadion. Crezi? Eu credeam că se duce mai departe. Seamă că nu e, deocamdată nu e conexiune între sectoare, cum am sperat eu. Dar de fapt e posibil, la, uite, că se duce. Doar că nu se... Că s-a făcut doar pentru stadion, că aici o să vină parcare. Dar uite, drumul duce încolo, spre sectorul 6. Cândva o să-l termine. Vreodată, nu? Deocamdată se termină în câmp. Dar ai pornit bine. Nu se vede din satelit, dar aici, la fața locului, arată promițător.